Eu nu propusesem să vorbesc strict numai despre partea de evoluție, dar dacă tu insiști, sigur, mai pot să fac după asta. Mai am 10 minute din cele 2 ore. Bun, o singură frază aș vrea să spun și despre cartea lui Paul Cellini, doar una, din perspectiva profesorului. E, după părerea mea, o apariție necesară și cred că ar trebui să existe mai multe astfel de apariții, pentru că e unul dintre acele volume care așează matematica într-un context mai larg, cultural. Eu cred că trăim într-o cultură școlară oarecum paradoxală, pentru că deși facem foarte multă matematică, sau cel puțin făceam și o tradiție în educația românească, a rare ori în fața elevilor ajunge întreaga complexitate a fenomenului. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult faptul că tensiunea acestei cărți vine din jocul foarte fin și foarte la limită pe care matematica îl joacă de fapt în cheie și cu miză ontologică. De fapt, plecând de la probleme practice extrem de concrete, cum ar fi construcția unor altare sau rezolvarea unor probleme inginerești, matematicienii ajung la origini chiar să-și pună probleme ontologice extrem de severe. Legătura dintre reprezentările noastre și realitate, care putem incorpora infinitul, care destructurează orice tip de structură în construcțiile noastre raționale și pe cât posibil valabile pentru eternitate. Despre cartea lui Jim Bagehot aș avea mai multe de spus. S-a remarcat deja faptul că e o poveste pasionantă. Dincolo de talentul de narator de știință absolut incredibil al lui Jim Bagehot, pe care o confirm, faptul că avem de-a face realmente cu o poveste completă, o poveste care poate pleca literalmente de la Big Bang și se poate încheia peste 10 minute când terminăm noi lansarea, pe mine, să știți că m-a fascinat, m-a bucurat, dar m-a și speriat într-o oarecare măsură, pentru că dacă m-a speriat într-un sens oarecum pozitiv, superbil. Pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, trăim un moment absolut remarcabil, cel în care putem spune o poveste cu adevărat completă a apariției noastre, a apariției corpurilor cerești, a apariției vieții și a evoluției ei. Cred că nu spune, din punctul meu de vedere, doar o poveste, ci spune o poveste complicată, aproape joisiană, așa, care poate fi citită la multe nivele. Reușind, cel puțin mie, să-mi creeze un sentiment incredibil de minunare în fața șirului foarte improbabil de accidente care au generat, hai să spunem, toată complexitatea vie pe care o vedem acum. Ideea că anumite evenimente au modelat la un moment dat, au creat posibilități ale dezvoltării istoriei Universului, în prima fază istoriei vieții și apoi istoriei umane, apare peste tot, pentru că reușește să transmită sentimentul extraordinar de ofertant că lucrurile au mers unul din altul, reușește să transmită ideea că depindem cumva de tot ceea ce ne înconjoară. Că istoria noastră și istoria vieții este legată de istoria cosmică, reușește să dea un sentiment aproape organic și visceral al acestui lucru. Iar dincolo de asta, așa cum bănuiam că va face, am așteptat cu nerăbdare oarecum ultimul capitol, să văd dacă Bagehot va merge și concluziile metafizice ale incursiunii, o face. În momentul în care propune o viziune care nu mai este științifică, devine aproape metafizică, afirmând că de fapt nu putem pune niciun fel de proiectant la originea acestei aventuri. Eu, care e istoria cosmosului și care e istoria vieții și care e istoria umană, nu aș fi la fel de sigur, însă ascultându-l mai devreme pe domnul Horia Patapievici vorbind despre miracolul de a fi viu și despre miracolul de a exista pe o planetă care face parte din structuri cosmice atât de complicate și de complexe. Mă gândeam, sau mi-a revenit în minte o idee mai veche de-a mea, și anume că atunci când încercăm să mergem de la cunoașterea naturii către principiile ultime, avem de fapt la dispoziție două mari căi. O cale ascendentă, care pleacă de la primele principii și explică datul, și o cale, dacă vreți, asta ar fi o cale descendentă. O
epocale descendente, care pleacă de la ceea ce este, da? De la principiul teologic și director și ajunge să explice natura, și o cale ascendentă, cea pe care urmează Peder și alții, care pleacă de la felul în care este structurată natura și ajunge să deducă la un moment dat din ea principiul ascendent. Cred că una din cărțile apărute mai de mult, chiar în pași peste graniță, mă refer la Cucerirea Socială a Pământului, o carte remarcabilă, Edward Wilson a întrebat la un moment dat, Dumnezeu l-a făcut pe om sau omul l-a făcut pe Dumnezeu? E o întrebare fundamentală. E o întrebare fundamentală la care nu știu dacă vreunul dintre noi o să aibă vreodată răspunsul, dar m-am gândit întotdeauna și o temă care mă preocupă, care ar putea fi terenul comun pe care ne-am putea întâlni. Și cred că acest teren comun e fascinația. Eu și cu Cristi cred că suntem exact oarecum reprezentanții noi unei astfel de, hai să spunem, unei astfel de polarități. Și ceea ce ne unește dincolo de faptul că amândoi avem anumite pasiuni comune, cred că este exact fascinația. Cred că este fascinația în fața ceea ce este și a felului cum este. Cred că reușește în primul rând să transmită asta. Dacă ar fi fost o simplă istorie fizică și biologică a noastră, nu știu dacă cartea ar fi ajuns până la urmă la foarte mulți cititori, mai ales că nu-i menajează foarte mult cititori. După cum a remarcat Vlad Zografia din ori, nu e o carte foarte facilă. Acolo unde are de explicat procese chimice sau procese fizice complicate, cred că nu se ferește să o facă. Dincolo de asta, valoarea cărții stă în rigoarea ei și în rigoarea ei care reușește să transmită, după părerea mea, fascinația. Cam asta am avut de lucru. Mulțumesc!